Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta vom juca Orchestra Cranjic. Hai să începem. Avem aici câteva chesturi, trofeele de data trecută. Major Mode încă nu s-a terminat. Haideți să deschidem acest mix silver chest. Niciodată, acum nimic. 39 gold. Piggy Bank 33%. Un free chest. Bună la Archer Stripe! 49 de bani, yeeey! Oricum o să-l folosim. Și încă un free chest. Meteor. Haideți să vă arăt și ce face Archer Stripe. Ce... Da. Da. Vă să dau. Are 20 atac, 80 heal, 6 troops, range 25, speed 6. Adică, de ce zice 6 trupe? Adică, când îl pui, el costă 6 mana. Pune câte 2 archeri pe fiecare rând. Atât. Nu e mare chestie. Și meteorul costă 7 mana, dă 448 atac. Magic Damage e mult, dar nu o să-l folosim. Da, cam acesta este și decul. O să vedem ce avem aici la store mai încolo. Sper să fie o epică nouă, pentru că avem destui bani. Wow, am ieșit puțin. Pentru că avem foarte mulți bani și nu avem ce să facem cu ei, adică... Ce să dăm noi, ce să dăm? Aș vrea să fac acest plâng. Dacă îmi donează de două ori acest orc, e perfect. Black Knight! Yes! Oh my god! Yes, Black Knight! Perfect! Hai să vedem ce epice ne mai trebuie. Ok, ne mai trebuie Mage. Și Metamor, doar atât. Ai întâlnit, bă, și spectat, da, asta nu. Mamă, ce noroc pe noi! Dacă pica Metamor, nu o luam. Yes! Hai să vă arăt și ce face Black Knight-ul. Normal că o să-l băgăm în deck. Și am și o vagă idee în locul la ce să-l bag. Black Knight, stați puțin. Am revenit. Am avut o mică problemă. Black Knight, îl vom băga în locul la un demon. Nu, stați puțin. Am revenit pentru a doua oară. Băgăm aici, info. Dă atac 403. Imposibil de mult, doar costă 10 mana. 1369 viață. Range 1000, speed 6. Da. Ăsta este și Black Knight-ul. Ia cu tasil cum dă. Demonul. Deci, hai să ne uităm la fiecare carte cum arată, dacă apăsăm pe ea. Uitați la Duor, cum dă. Arată cum dă. Cum dă fiecare. Mamă. Pirate. Standard Bearer. Standard Bearer. Orc. Genie. Inferno. Demon. Black Knight. Executioner. Skull King. Da, normal că vom juca la Battle. Avem și un Victory Chair de completat. La parca. Dacă vom mai lua un Mage, îl vom băga 100% în locul la Dwarf. Ele vor mai mari decât noi.
Aber mein Mutter hat so dekretiert, den so nicht motiviert. Ach, aber gar prost. Nur die haben gar gar Celle. A Chelsea ist Barista. Pa, aber ganz neu in der Stadt. Trebuie să băgăm și un dried. Și un orc. Ai, bine că mi-a dat infernul. Na, bine, bine. Cupă-te cu. Mama, aproape că putem băga Black Knight-ul. Uite, uitați, acesta este Archer Strike. Golem. Care avem multe. Să-mi dea acum 1000 de trofee. Ai, perfect. Bun. Dar de ce mă dă cu ăștia de level 6? Ce are jocul cu mine? Ca să avem mai mult spațiu. Am și aruncat, am și băgat, ca să avem mai mult spațiu. Nu să nu apuce să dea, Mamă, eu am investit acolo 7 mana și el a băgat 3 alea și mi-a topit tot atacul. Nu, nu încă o dată, porcăria aia. Ah, trebuia să mi-l spawneze în față. Neapărat să băgăm un scorpion. Îl are și la de inspectorul. Tu. Ma. De ce? Oameni buni. A, nu bag eu un Black Knight. Capul meu, măcar pe acesta să-l câștig. Ai avut double jester? Ce-aș vrea acum să bag un Black Knight? Aș fi Hector într-un fel. Aici va trebui să băgăm un mic inferno. Și aici un demon. Yes! Nu cred! Nu cred așa ceva! Hai să vedem ce fac scheletrii tăi. Come on!
Ia, hai să te vedem, boss. Poți să bagi tu fite de arcaje. A, nu. Acum voi băga un de pe aici și după aia bag un mic Black Knight. Cartea asta este prea OP. Băgăm mai în spate. Perfect. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Orice ar băga pipicania, s-a dus de râpă. Nu! A, nu bag double skulking? Acum băgăm tot aici. Da. Meteor. Black Knight. Mai sunt bun. De ce îl folosesc de ziua? E corect. Ba da, acum este foarte corect. Acum nu este. Raidul acela nu prea mă deranjează. Dar pe el, acel Black Knight, cred că îl omoară. Yes! Black Knight e prea OP! Dacă ajunge Black Knight-ul ăla la turne... Am o idee. Stați puțin. Am o idee. Jucăm la Nature Mode cu Black Knight. De fapt, vom păstra următorul mod pentru Black Knight. Păi cam asta a fost și cu acest episod noi. Ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!